Bună ziua, stimată doamnă președinte Maia Sandu, stimate domnule președinte Ghita Nauseda, stimați colegi, vă mulțumim pentru prezența la evenimentul în cadrul căruia vor fi făcute declarații de presă de către șefii de stat ai Republicii Moldova și ai Republicii Lituania. Stimată doamnă președinte Maia Sandu, vă ofer cuvântul. Mulțumesc! Domnule președinte Ghita Nauseda, vă salut la Chișinău. Vizita dumneavoastră este un semn puternic de prietenie și de sprijin din partea Lituaniei pentru Republica Moldova. Vă mulțumesc că sunteți aici, mai ales în această perioadă foarte dificilă cauzată de criza pandemică. Pentru noi, vizita dumneavoastră este importantă pentru că ea reconfirmă caracterul special al relației dintre țările noastre. În această dimineață am avut câteva discuții foarte bune cu domnul președinte Nauseda. I-am vorbit despre situația internă din Republica Moldova, despre ultimele evoluții politice, despre pregătirile pentru alegerile parlamentare anticipate. Am discutat despre dorința cetățenilor Republicii Moldova de a-și construi un viitor prosper acasă, fără injustiție și fără corupție. Am discutat despre provocările cu care se confruntă Republica Moldova pe plan intern și extern, inclusiv provocările din regiune. Am trecut în revistă agenda de reforme a țării și agenda europeană a Republicii Moldova. Lituania a fost dintotdeauna o susținătoare a agendei de reforme democratice în țara noastră. Dovadă sunt și cele 137 de proiecte și programe de asistență tehnică în diverse domenii, finanțate din taxele cetățenilor lituanieni și realizate în Republica Moldova în ultimii 12 ani. În același timp, Lituania a sprijinit mereu parcursul european al Republicii Moldova. Afirm cu certitudine că sunteți aliatul nostru de încredere la Bruxelles, atât în ceea ce privește colaborarea în contextul parteneriatului estic, cât și în dialogul nostru direct cu instituțiile europene. Contăm și mai departe pe sprijinul Lituaniei pentru agenda de asociere a Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și pentru consolidarea cooperării în cadrul parteneriatului estic. În acest sens, reconfirm deschiderea Republicii Moldova de a avea o relație mai aprofundată cu Uniunea Europeană. Datorită demersurilor insistente ale Lituaniei, țări ca Republica Moldova au putut beneficia mai rapid de vaccin din stocurile achiziționate de Uniunea Europeană. În acest context, vă mulțumesc și pentru sprijinul direct oferit de țara dumneavoastră Moldovei în combaterea pandemiei de COVID-19, sprijin sub formă de donații de echipamente de protecție. Ne dorim să aprofundăm în continuare relațiile de cooperare cu Lituania, pe bilaterală și în context multilateral. Cred că avem un potențial semnificativ de creștere în ceea ce privește schimburile comerciale. Mulțumim pentru sprijinirea vinificatorilor noștri prin promovarea exporturilor vinurilor moldovenești în Lituania. Suntem de asemenea pregătiți să semnăm acordul privind conversiunea și recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere pentru cetățenii țărilor noastre, acord negociat și agreat la nivel de guverne. Totodată, ne dorim să continuăm colaborarea în domeniul securității și apărării, mai ales apărării de riscuri hibride și combaterea dezinformării, unde experiența Lituaniei ne poate fi foarte utilă. Experiența Lituaniei de transformare democratică și economică profundă rămâne un exemplu elocvent de bune practici pentru țara noastră. Una dintre aceste lecții, lecție pe care sper să o
însușească toată clasa politică din Republica Moldova este că partenerii externi sunt gata să ofere ajutor, dar efortul cel mai mare trebuie să vină de aici, din țară. Aici trebuie făcut efortul cel mai mare pentru reformare. Reformele nu pot fi mimate sau înlocuite cu declarații frumoase. Avem multe de făcut acasă. Înțelegem bine acest lucru și suntem pregătiți să o facem. Știu că putem conta pe sprijinul autorităților lituaniene în organizarea votării cetățenilor noștri în Lituania la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, cu respectarea tuturor restricțiilor cerute de pandemie. Împărtășim cu Lituania o istorie de luptă pentru eliberare și independență. Parlamentul moldovean este primul care a recunoscut independența Lituaniei în luna mai 1990. După încheierea crizei pandemice, Ministerul Afacerilor Externe al Lituaniei, împreună cu ambasada noastră la Vilnius, Asociația Diasporei Moldovei Dacia și Municipalitatea orașului Vilnius vor inaugura o placă aniversară dedicată acestui eveniment, pe strada Moldova din Vilnius. Astfel vom consemna năzuințele noastre comune de a trăi în pace, libertate și prosperitate și de a ne construi viitorul după propriul nostru plan. Mulțumesc Lituaniei pentru sprijinul constant oferit țării noastre în toți anii de independență, pentru încurajarea și inspirarea transformării noastre democratice, în pofida provocărilor interne și externe. Exemplul vostru ne arată că se poate. Prețuim mult acest sprijin, îmi doresc să consolidăm și să creștem parteneriatul nostru bilateral. În această după-amiază, în semn de prietenie și dorință de consolidare a relațiilor noastre, vom sădi împreună cu domnul președinte Nauseda câte un puiet de mesteacăn la Grădina Botanică din Chișinău. Sper că acest gest de bună credință va da rădăcini, iar prietenia dintre țările noastre va crește și va înflori mulți ani înainte. Domnule președinte, vă rog. Ačiū labai, gerbiama prezidentė Maja Sandu, gerbiami konferencijos dalyviai. Iš tikrųjų, Moldova yra ypatingas Lietuvos partneris ir čia aš iš karto norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į dar netokią seną istoriją. Dori, ką în anul 1990 Lituania a declarat independența și prima țară care a recunoscut independența țării noastre a fost Moldova, care în acea perioadă de timp era în componența Uniunii Sovietice. Această decizie și acest sprijin nu va fi uitat niciodată și vom ținea mereu cont de faptul acesta. Decizia dumneavoastră și sprijinul a fost foarte important pentru că era într-o perioadă de timp când îl așteptam mai puțin și a fost deosebit de prețios. Lituania a parcurs un drum foarte lung și important. În 2004 am reușit să aderăm la Uniunea Europeană și suntem membri cu drepturi depline și prezența mea în țara dumneavoastră este să sprijinim cursul spre Europa al Moldovei, pentru că este vorba de un parcurs pe care l-au avut și cetățenii Republicii Lituaniei și acesta a fost un parcurs de succes. N-aș vrea să vorbesc prea mult despre avantajele de a trăi într-o zonă unde sunt respectate drepturile omului, unde legea este legea, unde există multe achitate, posibilitate de a circula dintr-o țară în alte, aș dori să prezint câteva exemple. Dacă e să facem o comparație cu 2003, un an înainte de a adera la Uniunea Europeană, salariile în Lituania erau de 4-5 ori mai mici. Deci creșterea salarială a fost
n-a fost de 30 sau de 50%, a fost de 4-5 ori mai mare. Economia lituaniană în ziua de azi nu cedează cu nimic în fața economiilor țărilor dezvoltate. Nivelul de viață în țările noastre constituie circa 85% față de nivelul european. Noi suntem pe urmele unor țări pe care le credeam că nu le vom depăși și nu vom ajunge de urmă niciodată. Astăzi aceste lucruri sunt o realitate și probabil aceste lucruri și calitatea vieții în țara noastră este o dovadă că calitatea de membru, a Uniunii Europene oferă multe posibilități. Trăim într-o societate deschisă în care se discută și despre probleme asupra cărora nu avem un consens. Sunt probleme asupra cărora sunt expuse diferite puncte de vedere, dar acesta este o chestiune ce ține de democrație. Și noi suntem gata să împărtășim experiența dobândită, prietenilor noștri din Moldova, suntem mereu deschiși, să vorbim despre greșelile care le-am făcut și astăzi doamna președinte a menționat că noi împărtășim experiența noastră în sectorul bancar, în sectorul protecției naturii, în domeniul alimentar și în alte domenii de activitate și am înțeles din discuțiile de astăzi că ați realizat și dumneavoastră destule progrese. Dumneavoastră ați vorbit despre riscurile hibride cu care ne confruntăm și țin să menționez că noi avem una din cele mai bune de sisteme de combatere contra acestor pericole. Noi am reușit să evităm eventuale incidente și suntem mereu gata să împărtășim această experiență cu specialiștii din Republica Moldova, ținând cont de faptul că în data de 11 iulie vor avea loc alegeri parlamentare. Vreau să amintesc de asemenea că ambasada Lituaniei este o ambasadă care exercită funcție de contact cu reprezentanța NATO și este mereu gata să împărtășească experiența sa vis-a-vis de problemele ce țin de structurile NATO. Colaborarea economică dintre țările noastre nu a atins un nivel impresionant, cifrele de afacere nu sunt dintre cele mai mari, dar în aceste cazuri îmi place să menționez că un fost economist. Eu zic că în momentul în care ne-am oprit undeva, avem posibilitatea mereu de a crește. Eu cred că vom aprofunda relațiile noastre economice și comerciale. Noi avem toate posibilitățile de colaborare în domeniul tehnologiilor informaționale, în domeniul transportului, în domeniul produselor alimentare și mă bucur foarte mult că avem un grup de investiții în Valta care colaborează cu Banca Moldovenească și e vorba de o poveste de succes. Cred că aceasta este doar începutul. Cred că ar fi bine ca și investitorii din Moldova ar găsi drum spre țara noastră, care este o țară deschisă, care ține cont de prezentul nostru comun, care are mereu sentimente de simpatie pentru cetățenii Moldovei, se bucură de succesele dumneavoastră, se amărește atunci când ceva nu reușește și credem că și dumneavoastră împărtășiți aceste sentimente. În ceea ce privește vinul moldovenesc, știu că este foarte bun, m-am convins ieri, aș putea spune doar cuvinte de laudă. Mulțumim, doamne președinte, mulțumim pentru această vizită, pentru discuțiile pe care le-am purtat la nivel parlamentar, la nivel de guvern și aceste discuții vor continua și în viitor.
Vă mulțumim, dragi colegi, vă mulțumim, ne vedem la Grădina Botanică. Mulțumim, Simona. Da, mulțumim.